Coșilor, Crăciun rundado a... Păi ei, păi ei! Păi nu, ei împotriva... Ei, păi ei! De ce pe noi? Ei, păi ei! Păi e treaba lor! Lupta lor! Dar e treaba dumneavoastră să intrați în momentul acesta pe pagina noastră de Instagram, teoshow.canal de România. Uitați-vă la story și aveți acolo doi moși. Pe n-avem, cine alegeți? Avem doi moși și posibilitatea de a da click pe păi asta, pe cine alegeți este fix problema dumneavoastră. Avem moșul cu barba galbenă și moșul cu barba roșie. Ai pus Mărie sau cum ai pus? Roșie, mă, roșie. Roșie? Cum? Roșie. Roșie, gata, ăsta e. Dar tu n-ai uiți. Să scrie portocalie, lăsați. Eu sunt chiar. V-am zis că l-am simțit că nu scrie. Deci... cu barba galbenă și pentru că și ieri am avut portocalie, îl trecem pe ăsta roșu. Că să nu uităm că portocaliu a pierdut cu ăla albastru, ștergem acum Mărie și trecem moșul cu barba galbenă și moșul cu barba roșie. Așa să fie astăzi. Așa să le rămână numele. Așa să le rămână numele. Doamnelor și domnilor, să intre moșii! Că n-are sens să mai urcăm, că mai bine mergem pe lângă așa, dacă se poate. Cum am zis, după ce am urcat... Ăștia ați mai propozit ca ăia de ieri. De unde i-am găsit pe ăștia? Ăștia de ăia de ieri erau pe mamă, pe au intrat, au rupt. Ăștia mai erau, că nu mai erau alții. Aoleu, și pe tine doare. Hai să le arătăm cum făceam noi când eram tine. Hai, coreografia noastră, stai. Stai, 1, 2, 3. Atât. Okay. Moșul, așa, stați aici, unul încet. Moșule cu barbă roșie, o să-ți spunem ție. Și moșul cu barbă galbenă. Care dintre... Să mă înțelegi ce vreau să spun. Moșule, ce tânăr ești. Nu mai știi multe povești. Lasă. Să nu mai oferim ocazii. Unul doar, unul dintre voi are șansa de a ajunge în marea semifinală. Poți să-l bat, să merg mai departe. Dacă vrei să-i ca să merg eu mai departe. Vrei să-i arzi o dreaptă? Avem da. Nu, asta e spiritul. Stai, Moșule, te privezi. Nu poți să-l tragi cât o smetie. Îți arăt eu cu cine seamănă moșul ăsta, stasă. Bine, poate nu spui de la toată lumea. Ia uite-l, mamă, dacă ăsta nu e. Ia uite-l. Ia uite-l că e unul la unul. Ia uite-l. Curat. Pe cuvântul meu ăsta nu. Dacă, dacă tu ai duce copiii la mol, moșule, să cazi. Bun, să călțin eu. Sunteți gata de... Eu tot ce... Dar ce... Ce te aplici așa? Am dat drumul la mijlocuții. Întrebare. Moșule roșu, de ce crezi tu că o să câștigi această luptă, această competiție cu moșul galben? În primul pentru rând... că, în primul rând, sunt roșu. Asta. Asta e cel mai important pentru mine. Și tu, moșule cu barbă galbenă, pe ce te bazezi în lupta împotriva moșului? În afară de gelozia din tine, că se vede tot în primul rând, are pantofi urâți. Și dar nu poți să vii cu pantofi ăștia la om în casă. Nu ai cum să vii și pe horn parcă... Păi de anul trecut. Și tu zici plus... că ești licurici. Uite-te, uite cum ai venit. Și barba că era roșie, dar nici roșie nu mai e. Nu, nu e. Are parcare de reglări hormonale. Poate chiar are. Ce te... Are. Ce te faci tu de reglările? Am altfel de reglări, dar tu, nu dacă hormonale. Tu ai vrea să vină un moș cu dereglări hormonale la tine acasă? Nu. Asta zic. Măi, eu aș vrea. Dar singura problemă e că... Dacă avea dereglările lui, aș vrea. Moșile, tu nu uita că copiii nu trebuie să te întâlnească. Trebuie să fii rapid, să pui acolo sub braț, să nu poți stai să așa, de urât. Să te vezi tu. Copii, adică să fii oricât foarte de urât, rar. Nici chiar atât foarte de urât. Rar se întâmplă să pui cât un copil când te mai duci tu la mall-uri sau intri în casa unui copil, dar rar. Și copilul nu se uită la încălțări, moșule. Ei, nu se uită. Ei, treabă, că vrea se și uită. În ziua de azi se uită. Uite ce încălțări are moșul. Bogatule. Bun, hai să nu mai pierdem timpul. Dragii mei, vreau să mergeți acolo pe fotoliile voastre. Eu uite-o! L-am prins viață! Moșul roșu, l-am prins viață! Se revergorează! Vreau să câștig! În primul rând trebuie să vedem atitudinea. Cei de acasă trebuie să vadă cum stați voi pe fotoliu, cum așteptați copiii, care este poziția aia, să vedem pe...
Bineînțeles, bineînțeles. Pentru că tu te duci doar la copiii cool. Tu te alegi copii mai pe șmecherie, mai pe... Așa e, Teo. Ăsta cu barba roșie, dacă îi dai și un whisky și un trabucul. Nu, o să-i dai lapte și biscuit. Spuneți-i ușor. Asta ce-a desfăcut picioarele și că-i ceapri. Păi nu, ca să vină doi copii mai grași. Teo, am o întrebare. Doar copii trebuie să vină la noi? Nu, se poate și 18 plus. Vezi că peste... Eu am 53, mă încadrez? Da. Da. Moșule, stai că nu-ți fac nimic. Lasă-l de aici. Nu, cu ceasul am treabă. Vrea să-mi fure ceasul. Vrea să-i fure ceasul. Băi, Burzu, vezi că nu mai primești cadou. Lasă-l. Nu mai primești cadou. Băi, că mă bate Moș Crăciun. Hai să-l bate. Băi! Băi, Moș, stai. Nu poate să comprezi. Fii atent cum faci. Hai să ne calmăm. Să ne așezăm acolo și să ne gândim la copii. La copii? Eu mă gândeam la altceva. Băi, dar dacă tu mai uite el... Unde sunt? Hai că i-am zis-o. Moșul ăsta, gata. Băi, la limbaj, că se uită copii. Mie, ține-mă că e omor. Te rog eu. Eu toate ca toate, dar pe mine să nu mă supere, că eu renunț la cadou. Băi, moșule... Prima probă de astăzi, dragilor, mă doare ficatul. Va trebui să deșifrăm. Nu că-l batem. Să deșifrăm. Gata. Am altă idee. Ne zici tu când e. Moșule Galben, vino lângă noi. Așa, hai că vin. O să fii primul. Hai, o să te uiți aici în ecranul cel mare. Păi n-ai ecran, unde să mă uit, măi? Uite în dreapta. Uite, moșule. Hai la altă dreapta. Și acum trebuie să deșifrezi ce îți scrie ție un copil din zilele noastre. Vezi multe emoticoane, că așa se poartă. De la Corinuca, care are 15 ani. Și are și fățucă. Corinuca care? Da, s-a făcut o cacofonie de toată frumusețea. Corinuca care? Oș, dragă Moș Crăciun. Bravo. Atât. Anul trecut, da, mi-ai adus o broască. Bravo! De ce l-a sus, mă? Vreau să zic că n-am adus-o eu. O fost tot în altul. Că eu nu te-aș fi adus o broască. Ok. Mai departe. O păpușă Chucky, Cici. O păpușă? George. De unde, mă, păpușă? O gură cu o rățipă, să ia toți dracii. Cine-i Cici? Cici și-a uitat Cipici. Nu? Hai, mai departe. Deci, așa, eu zic că o chema Cici. O cheamă Cici, da? Doarme cu mine în pat. Bravo! O spun zilnic. Bravo, băi, moșule, băi! Pe care nu l-aș putea spune despre colegul meu. Așa? I-am cusut prins. I-am prins cusut. O rochie, da, de hârtie igienică, ca tot s-a putut, că sunt vremuri grele, pandemia, tot ai șomer. Da? Ascult muzică și dansăm împreună, amândouă, gen. Deci ascultăm muzică și dansăm amândouă. Ăsta e cool, se vede că e cool. Păi tu crezi că el s-a vopsit degeaba blond? Da. Tu nu vezi că e cool, e clar. Adun de data asta. Într-o, e mai sus. Am vrut să mai tai din ele. Într-o zi cu soare, clădire cu soare, sau ce, mamă. Într-o zi cu soare, din greșeală am călcat pe broască. Și am făcut poc, da. Adun de data asta o broască mai rezistentă, țestoasă. Bravo! Dacă nu găsești, e ok. Ok? Așa. Și un șarpe. Da. La fel cum este cel de aici. Care? Ăsta. Băi, ușor ăsta! De drag ce vă luați? Ce ai, mă? Turburatule! Stai în sfântă parastivă la locul tău! Stai, mă, moșule! Iară nu ți-a luat ăsta, mă, nu! Hai să mai încercăm o dată! Băi, o dată-l ia! De reglatul! Așa, dacă nu găsești, ok, și un șarpe... Pentru că deja mai avem... Un șarpe în platou. Dar... Nu! Nu tu! Celălaltul. Dar nu. Dar e nașpa, cred, asta zic. Da. Dislike. Așa spune mama când e cu tata în dormitor. Mai. Așa e. Mai. Dreptate, mai. Te iubesc
Moșule! Bravo! Corinuca. Bravo, moșule! Hai. Hai să vedem cum ar fi arătat scrisoarea scrisă corect. Anul trecut mi-a dus, a brăscut, se chema Cici, dormea cu mine în patul spălant zilnic, i-a căzut o roche de hârtie, asculta muzică și dansa amândouă, într-o zi cu soare din greșeală, cărca pe ea și a explodat. Atum de data asta au brăscut mai rezistență, o țestoasă, dacă nu găsește, buși un șarpen, pentru că deja avem unul, dar nu e bun. Așa spune mama, când e cu tata în dormitor, te iubesc, moșule, Corinuca, Cici. Bravo, moșule! Mergi la locul tău foarte bine. Nu mi-a plăcut. Să vină. Ție nu te-a plăcut. Mie nu mi-a plăcut. De ce? Ca să te voteze. Gata, știu că a greșit foarte mult. Ca să te voteze. Ai greșit. Stai, moșule. Stai. Stai că e și rândul tău acum. Deci de ce să dai, mă, nu știi să scuipi? Ca să vă voteze oamenii, trebuie să intre pe Instagram. Pentru pe că Insta sunt moșul nervos. Teoshow.canal de România, aveți acolo un sondaj și alegeți-vă moșul preferat. Moșul cu barba galbenă sau cel cu barba roșie. Moșule, fii atent. Avem și pentru tine scrisoare, de asta cool, direct de la Mihăiță, 10 ani. Zi! Mihăiță, 10 ani, dragă moșule. Da. Te rog să-mi aduci ochii pentru mine. Stropește-mă, stropește-mă. Stropește-mă cu ochii pentru mine. Ok. Ultima dată de 17, când am mers să mă ia la școală, a luat o casă pe doamna Cici. A luat-o acasă. A luat-o acasă pe doamna Cici. Da. Pe doamna profesor. Ea n-are nume, s-a enervat când s-a plecat în apfui, după care casa și-a țipat la ea că vzz, cu acel cățel. Chiar dacă ploua, ningea, vreau un moș, iar pentru băiețel te rog să vii cu o pisicuță. Da. Păi, chiar dacă eu am țipat că vreau două dar pisicuțe... Dar care eu, mă, cu o fată și ele Mihăiță? Păi, chiar dacă te ajut, că chiar dacă ea, mama. Chiar dacă ea, mama, da. Ce te râzi? A țipat că... A țipat că vrea două pisicuțe, a venit o furică sau păianjel. Păi, moșule, taci! Mi-e faci de râs! Tot vreau, dacă aduci bani, adun doar furnici și pisicuță. Te iubesc, te iubesc și te iubesc. Mihăiță, zice. Bravo, moșule. Excelent. Băi, deci, moșule, jur. Dacă cineva ar fi adus... Nu, după, nu se poate. Erau vremuri grele. Nu mergeam dragă la școală moșule, toți pe te rog să aduci picături de ochi pentru tata. Ultima dată când a venit să mă ia de la școală, a luat acasă pe doamna profesoară. Mama s-a enervat când a venit acasă și a spus tu, tata, că va dormi cu câinele, chiar dacă afară plouă. Mama vrea un soț nou. Iar pentru mine, te rog să vii cu o pisică. Deși mama spune că pisicile au purici, eu tot vreau. Dacă n-ai bani, adun doar puricii și pisica anul viitor. Te iubesc, te pup. La fel am zis și eu. Exact, la fel. Moșule, fii atent. Eu să știi că sunt de acord cu tine. Aia nu erau purici. Ale erau furnici. Dar n-ai găsit. Aș fi zis la fel. N-am găsit purnici. Nu, arăta furnici. Nu au mai fost purici. S-au dus toți. Dumneavoastră ați văzut ce am văzut și noi. Intrați pe teoshow.canal de România, pe Instastory și ce ați văzut, aia votați. Iar acum vine proba aia grea. Pentru cei de acasă, am văzut și ieri, asta poate fi una dintre probele decisive. E, vreau să veniți aici în față. Da. Uite, exact. Așa, Alința, aici e bine sau tot așa cu fața, cu spatele către ecran? Cu ce? Cum? Uite așa, așa, fiat. Și vine proba dansului, tată. Cum? Începem cu moșul roșu de data asta. Trebuie să dansezi, moșule, ce simți tu, cum simți părit. În momentul în care se oprește piesa, trebuie să rămâi în friz. Da? Preia moșul galben și tot așa să până se duce ce? Muzica. Rămâi în poziția în care erai. Adică, ce fă, ce te prind? Dă de la unul la altul. Și rămâi așa. Dar cum te prinde muzica? Ok. În mișcarea te... Stai că n-am început. Stai că n-am luat-o. Ai nevoie de încălzire? Da. Hai, încălzește-te un pic. Mă, care puțin spatele. Dai un pic, putem să ne încălzim un pic, să facem o joie. Hai că sunt gata. Dă drumul. Muzica, mă!
Aplauze pentru excepțional! Vă puteți așeza puțin pe fotoliu să vă odihniți moșilor. Și pe nostru, excelent. Să votați ce ați văzut cu ochii voștri, așa cum și noi am văzut cu ai noștri. Ama, eu nici nu știu, dacă e să mă întrebați repede care dintre voi a fost mai bun, n-am un răspuns. Eu, dacă eu pot doar atât să zic, după dans, o știți pe Cristinu Caia, ăsta a mâncat-o, că așa a dansat. La scrisoare, moșule cu barbă galbenă, te-ai priceput mai bine, poate că folosești mai multe emoticoane decât moșul cu barba roșie. Da, eu nu sunt așa bătrân, doar arăt rău. Ai avut o noapte grea, înțeleg. Moșul cu barba roșie, în schimb, la dans, să știi că l-am văzut, era încercat să țină coreografiile alea vechi, adică și-a adus aminte originalele. De originalele, da. A încercat de la mama cu videoclipul cu asta, de la mama, de la mama lor. Adică moșul se vede că e culeanu, el e pe clipuri, poate. Asta la alt e pe Instagram, pe WhatsApp. Acum pe fiecare cu... fii toți la fel. Uitați-vă puțin la moșul cu barba roșie și ăsta la... Nu te supăra, moșule, tu ce faci, te botezi? Nu, eu sunt pe Tinder. Ce? Tinder? Lasă că-ți spun eu mai târziu. Te botezi pe Teoșo.un canal de România? Nu, e pe Tinder. Tinder, asta se uităm, da. Ia, de. Dați-vă puțin poziția moșului care e extraordinar de relaxat. Poziția moșului cu barba roșie. Bursucul, avem un cafea. Mai merge. Ia asta de bine, că mi-ai dat idee, băi. Ia asta. Pe ce să intră? Teo Show, un canal de România. Teo Show. Ia uite. Așa, intri la Insta Story. Ia așa. Așa, Paula Hrișcu, frumos. Paula Hrișcu. Așa, da, așa, da, dai un ban. Ia. Și acum aia. Ia, te-am votat. Frumos ăsta. Ce te-am votat? Ce m-ai făcut? Te-am votat. Te-am votat pe tine. Te-am votat, că știi că eu sunt un prieten adevărat. Minte, nu cred. Mai bine l-am că nu crezi. L-am văzut eu. Faci sprit screen de ăla. Sprit screen. Păi nu t-a votat deja, gata. Sprit screen face mai încolo să ne ajute Dumnezeu că-i vineri. Am înțeles. Sprit screen. Păi cred că de aici plecați împreună, nu știu. Da, nu, eu cred că de aici nu mai plecăm. Dacă mai aveți o probă de două ori, dacă mai aveți o probă de dans, eu cum picat. Nu, avem o probă calmă. Calmă. O să vă oferim trei posibilități la care să potriviți trei cadouri. Și când spun posibilități, care dintre voi vrea să vadă posibilitățile primul? El. El. Să-l luăm. Ascultă-mă pe mine. Da, că știi că te ascult pe tine. Băi, și eu te iubesc mult. Iată trei posibilități. Care se poate? Hai că te mai votez încă dacă Elena Ionescu, Jennifer Lopez, Loret. Da. Și trei cadouri potențiale. Furtun de apă, mașină de spălat și racletă. Care dintre ele merge către care? Băi. Și de ce? E cald. Și de ce? Păi, racleta merge către Elena. De ce? Moșule, stai așa. Pentru că ea întotdeauna e înflăcărată, deci... și trebuie să dea căldura aia după parbriț cu ceva. Ce e racleta? Aia nu e, mă, la gheață. Păi nu e de aia de gheață? Păi de gheață, păi da. Păi da. Ăla-i ștergător, băi. Emană flăcări și cu aia mână dă gheața după parbriț. Cu ce mână? Aaaa. Cine? Elena. A, Elena. E metaforă, mă. Am făcut așa. Care vine iertați-vă, știți. Care se duce în mână cu racleta. Care zboară gheața de pe parbrizul. Care dezgheață parbrizul. Nu, lasă-l. Lasă-l. Losul. Losul. Maria Rilke nu le potrivea așa. Bun. Mai departe, mai avem furtun de apă și mașină de spălat. Care Jennifer Lopez și Loret. Eu vreau pe Jennifer Lopez. Nu, ce, hei. Ce vrei tu? Ne bagi la pușcărie. Exact. Nu, eu vreau pe Jennifer. Eu fără ea nu mai plec de aici. Eu nu mai plec de aici. Nu cred că ești cadou pentru Jennifer. Eu aș vrea să fiu. Uite care că ne bate doamna Moș Crăciun pe amândoi. Stai drăguț. Stai naiba cu mine. Mașina de spălat merge la Jennifer. Gata, mașina de spălat merge la Jennifer pentru că... Pentru că vreau să o văd sexy așa cum s-a pleacă și bagă în mașina de spălat. Nu fi avut femeie la o zi. Și asta înseamnă prin excludere că furtunul da, cu merge apă. La Loret, nu? Moșul face... face... Ho, ho. Ah, ok. Ho, ho, ho. Eu sunt moșul ăla mai de bun. Mai... Pervert.
Dar, mă, o să încercăm să schimbăm posibilitățile ca să îți dăm șansa și ție, moșule cu barbă galbenă, să oferi obiecte. Avem Megan Fox, Raluca Podea și Ruby. Un făcăreț, baloane, șuruburi. Și se duce către cine și de ce? Eu cred că un făcăleț ne trebuie pentru bursucul momentan, că e... Okay. Dar măcar zine ce te-a luat. Nu mai mânca din pom, că nu mai e ok. Nu mai mânca din pom. Hai. Ce ai făcut? La. Ce ai făcut, mă? Eu vreau să mă păcim. Moș de rahuma. Jennifer Lopez. Doamne. Bun. Focăleți, baloane, șuruburi pentru Megan, Raluca, Ruby. Hai să ne potrivim. Hai. Cu rezon. Ok, cu rezon. Hai să mergem. Na, lasă că le potrivim câte ne bursucul. Na, na, na. Hai că nu-i gravă, că încă n-a venit Crăciunul. Hai. Vrei să-i dăm cum a spus colegul meu? Dar să-i vedem cum... Bun. Să-i dăm, cum zice bursucul doamnei Raluca, să-i dăm doamnei Raluca baloane și să... Că știi cum e, baloanele sunt bune, că te ajută să nu mai... Doamna Raluca are, mă... Are baloane? Și am mai luat... Nu, da... Amențesc, dar... Au venit baloane de la alt moș? Na, bine. Na, o degenerat această. Da, a degenerat. Deci, baloanele merg la Raluca. Păcălețul. Dar le are. Să ne calmăm un pic. Da. Păcălețul, Făcălețul. Eu nu vreau. Nu s-a văzut. Dacă poți să... Trebuie făcălețul să-i dăm cuiva, nu putem să-i dăm domnului, colegului meu, moș. Vrei făcălețul ca să-i dai... Tu vorbești singur. Da. Deci făcălețul merge către doamna Megan Fox, pentru că pare că are nevoie. Îi place făcălețul. Îi place. Perfect. Asta înseamnă că... Înainte să ne dați afară, noi vrem să... Și șurubelnița merge la către Ruby să... Pentru că se pricepe la... Se, are desfăcută pe undeva. Nu, înșurubează și deșurubează când vrea ea. Bine. Adu-ți aminte când a deșurubat o ușă întreagă. Are nevoie, ca are nevoie să-și pună o lustră să aprindă lumina. Și de aici... Bravo! Bă, mie nu-mi place moșul ăsta, face ca un moș. Da. Fără mișto. Înțelegi. Moș mai modern face altfel. Mai stăm? Da. Hai să luăm un loc. Să mai luăm un loc și o mai vedea ce o face. Și că moșul galben trebuie mai stă mă la altă. Nu, da, nu mai e. Stai un pic. Uite, dar ce-ai făcut, mă, tu? La ce-ai tras la sală? La halbere. Moșul pun canal de România pe Instastory. Votați-i, pentru că ei săracii asta așteaptă, să câștige acest trofeu. Mai așteptăm și altceva, dacă se poate. Dacă se poate, așteptăm și altceva, că e vineri, nu? Cu Doamne ajută! Cu Doamne ajută! Vine și altceva! Așteptăm!